când te întreabă unde ești, oprești, vrând nevrând. Asta vă așteaptă după ce vă însurați, băieți. Nu că eu n-aș fi. Te-a sunat, ai oprit. Și plecăm. Și plecăm. Și plecăm. 2 hours later. Gata? Merge. M-am abătut un pic de la traseul care duce la Vaslui și am luat-o pe un drum care trece prin mai multe localități. Cred că ajungeți și pe aici la Bârlad, dar e mult mai lung, ocoliți. În schimb, are un peisaj destul de frumos pentru că se merge foarte mult prin pădure. Este asfaltul foarte bun, dar vreau să ajung pe un platou undeva sus ca să vă arăt toată zona. Sper să nimeresc exact, pentru că n-am trecut de multe ori pe aici, dar am avut treabă de curând și mi-a plăcut mult peisajul, chiar e fain, fain rău. De pădure, unde asfaltul este destul de bun, este făcut recent și se merge destul de bine, dar la fel, atenție mare la balegă și la tot ceea ce puteți găsi pe drum, pentru că circulă foarte des căruțe și e destul de complicat. E foarte bun, dar circulă foarte des căruțe și atunci automat trebuie să mergeți cu viteză mai mică și să fiți foarte prudenți. Dar cam asta e peisajul, când mă întorc o să vă arăt și mai bine. Cred că undeva aici era platou. Nu mai știu exact, dar când mă întorc cred că se vede și mai bine, pentru că va fi în partea stângă și mă voi putea uita mai bine. Dar da, cred că în zona aia era, se vedea super. Așa că undeva o să mă întorc. Să vedem unde acum. Da, 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 acolo era, pentru că deja se coboară aici și na. Nu mai e chiar așa. Sper să se vadă fain, exact cum am văzut eu în ziua aceea. Dar e o zonă foarte frumoasă, cu un traseu destul de fain și nu e nici foarte departe de Bacău, cred că sunt vreo 20 și ceva de kilometri.
dar aveți multe serpentine și asfaltul este destul de ok. Da, cam așa se vede, dar nu știu, cred că atunci era un pic mai ploios și bătea lumina un pic altfel, era, se vedea parcă mai frumos. Oricum, dacă aveți chef de plimbare și vreți să ieșiți din Bacău, vă recomand traseul ăsta. Bacău, izvorul Berheciului. Puteți să mergeți și mai departe, dar e destul de ok și până în izvorul Berheciului. Aveți ce vedea și un traseu destul de bun. Da, da, cred că din zona asta se vede mișto. Se vede toată comuna, o parte din comună. E destul de circulat, pentru că face legătura și cu Bârlad și e destul de circulat și pe aici, dar, mă rog, decât în oraș, pentru o escapadă merge și cred că cu enduro e și mai fain, că aveți destul de multe locuri în care să vă dați. Mi-ar plăcea pe viitor să am și o motocicletă de enduro.